ce înseamnă normal când ne gândim la ciclul menstrual al unei femei. Ciclul fiecarei femei este unic și reflectă starea ei de sănătate, nivelul de fertilitate și stilul de viață pe care îl duce. Când evaluăm parametrii de sănătate versus dezechilibru, ne gândim la durata ciclului total, de la o menstruație la alta, durata sângerării, adică menstruația în sine, cantitatea de sânge pierdută, culoare și textură. Bineînțeles și dacă există sau nu dureri și simptome asociate. Conceptul unui ciclu standard de 28 de zile nu are în vedere modul în care corpul tău răspunde la factorii externi, cum ar fi stres, boală, călătorii și alte evenimente importante din viață, cum ar fi Paștele și Revelionul. Un ciclu menstrual normal variază între 24 și 35 de zile cu o durată medie de 29 de zile. Un anumit grad de variație de la o femeie la alta și de la un ciclu la ciclu este normal, la fel și un grad mai mare de variație este acceptat la fetele tinere, postmenarhă și la femeile în premenopauză. Ceea ce este problematic sunt ciclurile care se încadrează regulat în afara intervalului de 24 până la 35 de zile sau variază în lungime cu mai mult de 8 zile de la un ciclu la altul, imediat după. Câte zile ar trebui să sângerezi? În medie, o menstruă normală durează aproximativ 4-5 zile, cu flow-ul cel mai puternic în primele 3 zile și cu o durată totală de până la maxim 7 zile. Chiar dacă ți se pare că scapi ușor și poți fi invidiată dacă ai un ciclu mai scurt de 3 zile, află că asta nu este ok și poate semnifica lipsă de estrogen. Deci o sângerare mai mică de 3 zile nu este în regulă, la fel cum nici mai mult de 7 zile nu este în regulă. Asta este durata de la care începem să ne punem întrebări serioase și nu doar întrebări, ci neapărat un control medical. O menstruă normală cantitativ înseamnă undeva în jur de 80 de ml de sânge, adică cam 16 absorbante normale sau 8 absorbante extra pline pe toată durata menstruației. Sângerările foarte abundente, peste 80 de ml, sunt probleme pentru care recomand întotdeauna control medical. Nu este normal. Bineînțeles că e mai puțin evidențiată problema de a avea menstre ușoare. Nu e așa? Ce-ar fi să scăpăm de tot de ele? Poate fi o binecuvântare, dar nu, trebuie să recunoaștem că e un semn de dezechilibru. Când ne gândim la culoare, ce vrem să vedem la o menstruă sănătoasă este roșu rubiniu aprins cu flow normal din prima zi de sângerare. Nu spotting înainte, nu spotting foarte mult după. Deci data viitoare, când îți pui întrebări legate de calitatea menstruelor tale sau regularitatea ciclului tău, ia în vedere parametrii despre care tocmai am discutat și evaluează în funcție de asta. Normans. Punctualitate și confort în fiecare lună.